Bun regăsit la Sănătate cu Prioritate, emisiunea medicală de la Speranța TV. Aici puteți descoperi lucruri noi despre boli vechi, informații revelatoare, salvatoare chiar, puteți învăța prevenția sau cum să tratați mai nou și mai eficient afecțiunile cu care vă luptați. Astăzi punem reflectorul pe o tulburare insuficient cunoscută în cadrul publicului larg, mai ales dacă aceasta este pusă în dreptul unui adult. Când spunem ADHD, gândul nostru se duce imediat către copii. Copiii aceia agitați, care deranjează orele la școală, care sunt neascultători, care nu reușesc să fie atenți. Când vine vorba despre ADHD la adult, fenomenul este încă foarte puțin cunoscut sau mediatizat, însă această tulburare există și are simptome specifice. Mulți adulți nu realizează că au această tulburare, deși viața cu ADHD nu este una tocmai confortabilă și ușoară nici acasă și nici la serviciu. De la dificultatea de a urmări un film până la capăt sau de a citi o carte, până la incapacitatea de a planifica, organiza sau a termina la timp taskurile de la serviciu, acest deficit de atenție știrbește buna funcționare a vieții adultului, dar și a celor cu care relaționează. Rămâneți cu noi să aflați astăzi care este profilul adultului cu ADHD, cum se manifestă această tulburare și mai ales cum se poate trata. Suntem live și pe Facebook, pagina Sănătate cu Prioritate vă așteaptă ca de fiecare dată. Dați repede un share pentru că s-ar putea ca aceste informații să fie pentru cineva din lista dumneavoastră de prieteni de un real folos. Vorbim așadar despre ADHD la adulți cu dr. Mihai Zafir, medic primar psihiatrie cu specializare în geriatrie, gerontologie. Bun revenit la Sănătate cu Prioritate! Bună ziua, bine v-am regăsit! Am tot auzit despre ADHD, mulți părinți sau sunt părinți care au copii extrem de energici, agitați, ar spune unii obraznici, dar au fost la medic și au primit acest diagnostic și au început un tratament. Însă să mergi cu această afecțiune către adult este un salt, zic eu, și o informație care pare să nu fie ajuns la atât de multă lume. Ce simptome există la adulți care să dea de gândit medicului că ar fi vorba de ADHD la adult? În primul rând, trebuie subliniat și chiar destul de puternic, această tulburare ADHD există și la adult. De ce? Ce ne face să spunem că există ADHD la adult? În primul rând, statisticile. Statisticile arată că un procent mare dintre copiii care au avut acest diagnostic de ADHD continuă să aibă simptome de ADHD la vârsta de adult. Până la 50% dintre copiii cu ADHD au astfel de manifestări, deci foarte, foarte mult. Și astfel de simptome ajung să influențeze calitatea vieții persoanei cu ADHD care nu a fost diagnosticat. Am observat destul de multe ori în practică faptul că sunt pacienți care vin pentru adulți, care vin pentru prima dată să întrebe de acest diagnostic la vârsta de adult. Deci, practic, nu s-a făcut o evaluare în perioada copilăriei, când atunci, de fapt, ar fi momentul optim de început al stabilirii acestui diagnostic. Care sunt simptomele? Ca să revin la... să recapitulăm, adulții de azi cu ADHD sunt copiii de ieri nediagnosticați. Exact, exact, da. Trebuie să fie acest istoric al simptomelor de ADHD prezent încă din copilărie. Nu toate, dar o parte semnificativă trebuie să existe. Și care sunt aceste simptome? Ele sunt grupate în două grupe mari de tulburări de atenție și tulburări de hiperactivitate, impulsivitate. De fapt, și ADHD, acest lucru înseamnă tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate. Ce înseamnă grupa aceasta mare a problemelor de atenție? Sunt, de fapt, mai multe categorii de simptome care țin de atenție, dar și de alte funcții cognitive. Ne referim, în primul rând, la atenția susținută, deci capacitatea de a acorda atenție pe o durată mai lungă. În activități, cum ați precizat, obișnuite, cotidiene, cum ar fi uitatul, vizionatul unui film, cititul unei cărți, dar chiar și unele mult mai simple, urmărirea unei conversații obișnuite, interacțiunea la serviciu, în diverse activități.
În afară de această problemă de atenție susținută, pot să apară probleme legate de atenția focalizată, adică atenția la detalii. Practic, sunt omise diverse detalii ale unei activități care trebuie efectuate, de exemplu, sau într-o conversație scapă sensul sau anumite remarci la un film, ca să revin la acest exemplu clasic, se pierd anumite secvențe care poate sunt importante pentru înțelegerea filmului respectiv. Pot să fie de asemenea simptome care țin de distractibilitate. Deci, practic, persoana adultă cu ADHD este foarte mult mai ușor de distras de către stimulii din jur. Practic, culorile din jur, obiectele din jur, distrag mult mai ușor atenția unei persoane cu ADHD de la activitatea pe care o desfășoară în acel moment. Chiar și gândurile proprii pot să reprezinte un astfel de eveniment de distragere. Adică apare un gând în mintea proprie și, practic, mintea îl deturnează de la activitatea pe care o făcea inițial. Exact, și pe care și-o dorește să o facă. Tot din legat de grupul acesta de simptome de atenție, de fapt un grup mai mare de simptome, sunt ceea ce se numesc disfuncții executive. Aceste disfuncții executive, de fapt, înglobează capacitatea de planificare, de organizare, de punere în practică, de monitorizare a unei anumite activități și inclusiv motivația, începutul unei activități. Din aceste simptome se descriu procrastinarea, deci amânarea la nesfârșit a unei activități pe care și-ar dori să o facă persoana respectivă sau este importantă, nu știu, o activitate de serviciu, trimiterea unui raport, dacă ne întoarcem la activitățile casnice, ordine în casă sau, în fine, alte activități casnice, acestea sunt amânate la nesfârșit sau sunt făcute în ultimul moment și, în general, în situații în care persoana este sub presiune. Miza este mult prea importantă ca să fie ratată. Și dacă e vorba de volum mai mare de activități care presupun o anumită structurare și o anumită capacitate de a fi organizat, acest lucru se face cu dificultate. De fapt, mulți dintre adulții cu ADHD se plâng mai mult de aceste dificultăți, de disfuncții executive, disfuncții de organizare, pe care le întâlnesc în mod special în activitatea de serviciu. E foarte fină linia de demarcație dintre, spun eu, dintre persoanele cu ADHD și cele care vor să facă mai multe lucruri deodată, au multitasking și nu știu dacă e multitasking sau ADHD, în sensul că suntem asaltați cu tot felul de lucruri în timp ce ne facem activitatea, avem telefonul, notificări, mesaje, ne mai strigă și copilul, suntem tot timpul gata să facem mai multe lucruri deodată și nu terminăm nimic. Suntem atât de stresați încât acest lucru nu ne lasă să ne terminăm treburile la timp. Și atunci e foarte greu să ne dăm seama dacă acesta este un simptom al ADHD-ului sau pur și simplu acestea sunt vremurile pe care le trăim. Da, este și observație, e mai dificil. Da, este observație foarte bună, pentru că de fapt nu un singur simptom sau un anumit simptom definește această tulburare ADHD, ci de fapt o grupă de simptome sau de astfel de caracteristici manifestă și într-adevăr ele pot să fie prezente și la persoane care nu au ADHD și poate chiar care nu au niciun fel de tulburare mentală, dar la o persoană cu ADHD, la un pacient cu ADHD, astfel de simptome sunt mult, mult accentuate. Adică, de exemplu, pot să rămână efectiv paralizați când au de luat o decizie, sunt foarte multe lucruri de făcut, să nu se blocheze efectiv. Să nu un mai calculator poată să... care dă eroare. Da. Ai dat prea multe comenzi. O metaforă foarte bună, da. Mai sunt probleme care țin de memorie. De fapt, memoria de lucru este și inclusă în aceste funcții executive. Practic, pacientul, persoana, poate să uite diverse lucruri, să uite ce are de făcut, să uite efectiv diverse obiecte care sunt importante sau să uite locuri în casă unde sunt poziționate diverse obiecte și să stea să caute după ele. Deci,
Aceasta a fost grupa mare a simptomelor de atenție. Deși ați observat aici că sunt mai multe simptome de atenție, de funcții executive, de memorie. Eu am dat la început câteva exemple și am și promovat emisiunea aceasta pe Facebook, scriind câteva idei din ceea ce se va discuta în această ediție, spunând că dacă sunt persoane care întârzie sau conduc periculos, sunt și acestea elemente din spectrul, din profilul unei persoane cu ADHD. Da, sigur. Intrăm acum cu discuția în a doua categorie de simptome de hiperactivitate-impulsivitate. Simptomele de hiperactivitate se referă în primul rând la hiperactivitatea motorie, deci practic la o neliniște fizică. Dificultatea de a sta liniștit, tendința de a se mișca tot timpul, de a foșni din mâini, de a bate darabana, de a bate din picioare, de a se ridica de pe scaun. Deci această neliniște fizică și aceasta la copii, de exemplu, se manifestă prin exemplu tipic cunoscut al copilului agitat care aleargă tot timpul, care are mult prea multă energie. La adult, de obicei, încep aceste simptome să se mai atenueze, dar ele persistă destul de multe ori sub o formă mai atenuată. Alte simptome din această categorie sunt simptomele care țin de nerăbdare. Dificultatea în a aștepta, în a aștepta la rând, în a aștepta la o coadă, în a aștepta să se întâmple ceva care are o anumită latență, nerăbdarea într-o conversație, tendința de a interveni și poate chiar de a întrerupe, de fapt, firul logic, discursul interlocutorului. Simptome care țin de impulsivitate, dificultatea, practic, de a rezista, de a pune punct diferitor tipuri de impulsuri, fie declanșate din exterior, mici provocări, o discuție poate în contradictoriu sau o neînțelegere cu un membru al familiei sau cu un coleg de serviciu sau cu un prieten apropiat, declanșează o reacție mult prea amplă față de cât ar face o altă persoană. Adică au accese de furie, izbucniri? Chiar până la accese de furie. Dar de obicei se manifestă sub formă de irascibilitate, de nervozitate, mai ușor de declanșat astfel de emoții. Deci aici este o altă categorie de simptome. Imprudența, cum bine ați menționat, în diverse situații, cum ar fi șofatul, este o altă categorie de simptome care se poate lăsa cu urmări. Și imprudența în diverse alte situații, fiecare... Probabil că e important să se pună acest diagnostic pentru un om care conduce, care șofează. Poate fi un pericol public. Da, e adevărat, poate să reprezinte un pericol public, dar mesajul pe care vreau să-l transmit chiar de la început este că această tulburare ADHD la adult se răspunde foarte bine la tratamentul medicamentos, astfel încât majoritatea pacienților care urmează de un tratament nu mai au probleme de atenție semnificative. De obicei, adulții cu ADHD care întâmpină aceste dificultăți în viață, sunt conștienți de ele, asta îi face să vină la medic sau sunt aduși de către cineva care au văzut aceste manifestări și au considerat că ar trebui să fie văzuți de cineva totuși? Din practică, ce am observat, că marea majoritate sunt pacienții înșiși. Își dau seama că este o problemă, nu reușesc să identifice foarte clar această problemă dacă diagnosticul nu a fost stabilit în perioada copilăriei și atunci ei încep să caute, să se informeze pe forumuri, pe site-uri și într-un final află de existența acestei tulburări și atunci încep să ia contact cu zona medicală și în final se ajunge la un diagnostic. Mă gândesc și la felul în care aceste persoane relaționează. Cum e, de exemplu, în viața de cuplu, cum se comportă? Poate că ar fi bine să spunem asta pentru cei care poate nu-și dau seama că au această afecțiune, iar partenerul poate să fie foarte vigilant la acest capitol și să identifice simptomele. În viața de cuplu sunt multe dintre simptomele de ADHD care pot să aibă impact. Începând cu această hiperactivitate-impulsivitate,
care este pur și simplu o tendință a persoanei respective de a răspunde mai aprins, mai, poate mai aprins câteodată, în situații în care se ajunge la o diferență de opinie. Și de aici, dacă lucrurile escaladează, se poate ajunge chiar la divorț, certuri în familie, în situații mai extreme. O altă situație, datorită problemelor de atenție, este dificultatea de a fi atent la nevoile celuilalt, la comunicarea cu celălalt, la acorda suficient timp, faptul că uită persoana cu ADHD să facă lucruri importante pentru membrii familiei, să uite că se întâmplă anumite evenimente importante în viața soției, soțului, a copiilor. Și de aici iarăși apar nemulțumiri, frustrări. Totuși, eu cred că partenerul sau partenera poate să vadă că există o problemă în momentul în care chiar uită niște lucruri elementare, importante ale familiei, dincolo de neglijența care poate să existe sau dezinteresul care poate exista la un moment dat. Da. Logic ar trebui să fie foarte simplu, dar din păcate nu, situația nu e simplă. De ce? Pentru că această tulburare mentală, spre deosebire de alte tulburări, nu este suficient de cunoscută. Orice om știe ce înseamnă depresie, ce înseamnă tristețe, ce înseamnă deznădejde. Orice om știe ce înseamnă neliniște, anxietate, panică. Dacă vorbim de ADHD la adult, aici lucrurile, din păcate, sunt mult mai puțin cunoscute și există și niște prejudecăți pe care aș vrea să le descriu pe scurt. În primul rând, prima prejudecată că nu există ADHD la adult. În al doilea rând, o altă prejudecată comună este faptul că dacă nu s-a stabilit acest diagnostic de ADHD în perioada de copilăriei, atunci nu se poate stabili nici în perioada de adult. Nu stau așa lucrurile și, de fapt, multe studii arată că într-un grup semnificativ de pacienți, simptomele, de fapt, se accentuează, devin mai deranjante în perioada de adult, pentru că atunci încep să devină mai mari solicitările de natură educațională, de natură profesională, în familie, și aceste solicitări să depășească capacitatea de adaptare a pacientului cu ADHD. Mai sunt și alte prejudecăți, de data aceasta legată de diagnostic, faptul că diagnosticul se pune ușor. Din păcate nu se pune ușor, pentru că, vedeți, sunt aceste simptome, cum bine ați spus, cele de organizare, pot să apară, în primul rând, în situații obișnuite de viață, fără să ai nicio problemă, dar pot să apară multe alte tulburări mentale. În depresie, astfel apar astfel de dificultăți de organizare sau chiar de atenție, în anxietate la fel, în tulburări obsesive, în adicții. Deci o grupă destul de largă de patologii, în care de tulburări, în care apar astfel de simptome. Și de multe ori, de fapt, ele de fapt sunt asociate. Adică pacienții cu ADHD nu prea au adulți cu ADHD, nu prea au numai ADHD. Am 80% au încă o altă tulburare și chiar 40% au încă alte două tulburări. Deci, de fapt, e un grup. Care de... sunt aceste tulburări asociate? Mai frecvent este asociată anxietatea, tulburările de anxietate, cam până la jumătate din pacienți, poate pe locul 2 depresia, tulburările depresive, adicțiile iarăși sunt un alt grup de tulburări frecvent însoțite cu ADHD, aici sunt și niște elemente comune între adicții, capacitatea de autocontrol și, la fel, aceste disfuncții executive din ADHD. Cam unul din 4 pacienți cu ADHD au o tulburare de un consum de substanțe asociată, aici începând cu consumul de tutun, deci dependența de tutun, alcool sau diverse alte droguri, mai ușoare sau mai puternice. Plus, tulburări de personalitate și acestea se pot asocia tulburarea borderline, tulburare antisocială, și multe alte tulburări din copilărie. Se poate asocia cu tulburările de spectru autist, cu tulburările specifice de învățare, adică acele disgrafii, dislexii, discalculii.
că tot ați adus în discuție aceste tulburări de învățare și pentru că au început și studenții facultățile. Vorbiți-ne puțin și despre ADHD la adolescenți și mai ales la ce vârstă ajung la cabinet, la medic, când se prezintă un adult la medic, când este deranjat atât de tare încât să facă acest pas. Sunt niște perioade cheie, să spunem așa, în care simptomele se pot accentua, care aceste perioade au legătură cu diverse etape de dezvoltare sau etape din viața fiecarei persoane. În primul rând, la adult, această o primă etapă este facultatea. În facultate, nivelul de solicitare intelectuală crește mult, crește semnificativ. Și volumul de informație care trebuie gestionat și asimilat este mult mai mare comparativ cu liceul. Apar mult mai multe teme, proiecte care trebuie, examene care trebuie susținute, proiecte individuale sau de grup. Bun. Deci toate aceste situații sunt de fapt niște factori de solicitare pentru un student care, dacă nu a avut acest diagnostic și simptome semnificative de ADHD, de inatenție, de organizare, adică funcții executive, acestea se pot accentua în această perioadă. Și atunci vorbim de fapt despre un student care se concentrează destul de greu, poate să fie atent cu dificultate la cursuri, la seminarii, la lucrările practice, care atunci când sunt examene sau proiecte finalizează târziu sau se apucă pe ultima 100 de metri să își facă temele, să învețe pentru examene. Se face acest lucru de obicei sub presiunea timpului pe ultima 100 de metri. Realizările sunt scăzute, de multe ori pot să apară examene picate, căzute sau în orice caz note, rezultate educaționale scăzute mult sub potențialul persoanei respective. În rest, sigur, studenția este și o perioadă a tentațiilor. Mulți dintre studenți ajung să fie tentați de consumul de diverse substanțe și combinația acestora droguri, combinația acestora cu simptomele de ADHD pot de fapt să creeze un cocktail care să complice mult situația persoanei respective. Așadar, aveți în rândul pacienților și adolescenți care vin să rezolve problema, studenți. Da, adolescenți, eu personal nu sunt medic psihiatru de adulți, adolescenți sunt cu siguranță, aceștia se adresează colegilor de psihiatria copilului și adolescentului, la mine sunt studenți care vin, într-adevăr. E, din păcate, un procent destul de mic din grupul mare al adulților care vin și aceștia, în general, vin trimiși de altcineva și trimiși de psihologii care lucrează în cadrul universităților, ceea ce e un lucru bun, dar asta, pe de altă parte, înseamnă că și conștientizarea în rândul acestei categorii de vârstă sau de populație a ADHD la adult e destul de mică. E interesant că un cadru didactic poate să facă, să fie atent și să, știind, având aceste informații, să poată să îndrume un student către rezolvarea problemei, că o să vorbim în a doua parte a emisiunii despre cât de frumos se poate rezolva problema când este tratat cum trebuie. Dar ca să putem descoperi, ați spus că unii au o prejudecată asta, că se pune prea repede diagnosticul. Cum? Cât durează să se pună un diagnostic corect și cum se pune? Se fac evaluări repetate. În primul rând, evaluarea pentru stabilirea unui diagnostic de ADHD la adult presupune o muncă în echipă, psihiatru, psiholog. Este necesară o evaluare psihiatrică și, de fapt, aceasta vizează atât stabilirea diagnosticului sau nu, confirmarea diagnosticului de ADHD, dar spuneam și altor tulburări coexistente, tulburări mentale coexistente la persoana respectivă, pentru că e o situație frecvent întâlnită. Urmează o evaluare psihologică și această evaluare include mai multe teste specifice pentru ADHD.
care, de fapt, țin să identifice simptomele de ADHD, tiparul lor de apariție din perioada copilăriei. Foarte important, simptomele de ADHD încep să apară din copilărie, ele nu debutează direct la vârsta de adult, încep să apară din copilărie majoritatea cazurilor până în 12 ani, în unele mai puține cazuri ceva mai târziu, în perioada adolescenței, și aceste simptome trebuie identificate clar. Și este de preferat ca la această evaluare să participe atât pacientul, cât și un membru al familiei de vârstă mai mare care se poate să dea detalii suplimentare despre simptomele din copilărie, pentru că de multe ori, și e firesc până la urmă, pacienții uită care a fost de fapt situația. Trece foarte mult timp. Deci e nevoie de o muncă în echipă și asta înseamnă o succesiune de mai multe evaluări. Așadar, din momentul în care se pune diagnosticul, începe munca de recuperare, să spunem, de tratament. Și vom afla în scurt timp care este metoda, care sunt formele de tratament cele mai indicate în cazul ADHD-ului la adulți. Așa că vom lua o scurtă pauză și revenim imediat. Rămâneți cu noi! Am revenit, doamnelor și domnilor, emisiunea Sănătate cu Prioritate continuă. Vorbim astăzi despre ADHD la adulți, pentru că, da, există ADHD în rândul adulților, dar se pare că această tulburare există încă din copilărie, însă nu a fost identificată, nu a fost tratată. Vorbim și despre cum putem trata această afecțiune odată ce este identificată la medic, odată ce este diagnosticat această patologie, această tulburare de atenție. Alături de noi este în continuare dr. Mihai Zamfir, medic primar psihiatrie, și vorbim despre aceste lucruri. Vorbeam în timpul piesei muzicale pe care au urmărit-o telespectatorii noștri că există și anumite stereotipii, există anumite prejudecăți sau etichete care se pun în dreptul persoanelor cu ADHD. Haideți să vorbim puțin și despre aceste lucruri. Da, în primul rând există această etichetă de leneș. Faptul că pacientul, persoana cu ADHD a fost un copil leneș, care nu vrea să-și facă lecțiile, care nu vrea să învețe, care s-a uitat tot timpul pe geam, neinteresat. De fapt, toate aceste simptome erau manifestarea unei dificultăți de atenție, de a sta concentrat la o activitate care totuși solicită mult atenția la un copil. Ca urmare a tuturor acestor simptome de atenție, hiperactivitate, impulsivitate, pot să apară și rezultate educaționale scăzute. De aici o altă etichetă de copil cu IQ scăzut și diverse apelative asemănătoare. Când, de fapt, nu este vorba de așa ceva. Studiile arată că IQ-ul, inteligența persoanelor cu ADHD, este similară cu cea din populație. Și, de fapt, un IQ ridicat poate să atenueze din simptomele, din manifestările de ADHD. De exemplu, e vorba de rezultate, activitatea educațională. Printr-o mai bună organizare, printr-o învățare țintită, se pot un astfel de copil adolescent cu ADHD poate să aibă niște note bune, dar totuși aceste note sau aceste rezultate educaționale de fapt sunt mult sub sau semnificativ sub potențialul său. Și acest lucru se vede de fapt după tratamentul simptomelor, când rezultatele educaționale încep să fie mult, mult mai mare, semnificativ mai mare și comparativ cu restul copiilor. Dar chiar dacă această tulburare nu este identificată, nu este diagnosticată și tratată, ei reușesc totuși în activitățile acelea care le sunt pe plac să se concentreze? Măcar da, să realizeze ceva fără să le fie distras atenția. Reușesc? Da, aici da, reușesc, pentru că de fapt aceste dificultăți de atenție nu se manifestă uniform peste tot la fel.
De fapt, în domeniile foarte importante pentru aceste persoane, pentru care ele manifestă un interes special, pot să nu existe deloc astfel de probleme de atenție. Și probleme de atenție, de organizare, de planificare, să apară, de fapt, în alte activități, în alte categorii de activități mai puțin interesante. Am cunoscut studenți pasionați de inginerie, diverse ramuri de inginerie, diverse de IT, de, mai vorbim de arte, care în domeniul lor specific în care au un interes, au rezultate foarte bune. Dar în alte domenii colaterale sau de fapt în alte activități colaterale și în viața personală, unde nu vorbim tot timpul activitate în viața cotidiană, unde mai vorbim tot timpul de un interes așa continuu și permanent, aici sunt dificultăți și dificultăți deranjante. Și să nu uităm și de acele dificultăți în relațiile interpersonale, care de multe ori sunt deranjante. Deci, faptul că nu apar probleme de atenție în anumite activități, și aici vorbim de domeniile interesante, importante pentru pacientul respectiv, pentru persoana respectivă, nu înseamnă că nu există ADHD cu siguranță. Și de fapt, criteriile de diagnostic, cele clasice DSM ICD, menționează clar acest lucru, că în aceste domenii pot să, cu interes special pentru pacient, pot să nu apară dificultăți de atenție, concentrare, organizare. Cât contează pasiunea. Să faci un lucru cu pasiune până și tulburarea cedează la dispare, acest lucru. Da. Dispare. Pentru o viață normală a unui pacient cu ADHD, ce face medicul? Cum intervine? Cum tratăm această tulburare? Cred că cel mai important lucru, în primul rând, este să se stabilească un diagnostic. De aici, de fapt, pornește totul. Ca persoana să conștientizeze că există o problemă, de multe ori acest lucru se conștientizează că este o problemă, dar nu prea se conștientizează natura acestei probleme. Și emisiunea pe care ați fost amabilă să o găzduiți are marele merit să mediatizeze, de fapt, ce înseamnă această tulburare. Cum se manifestă, ce înseamnă, cum și ajungem și cum se poate trata. Tratamentul este de două tipuri. Tratament medicamentos, tratament nemedicamentos, adică psihoterapie. Pentru această tulburare, cel mai eficient este tratamentul medicamentos. Psihoterapia are mai degrabă un rol adjuvant, suplimentează efectele tratamentului medicamentos. De ce tratament medicamentos? Pentru că vorbim de o tulburare de neurodezvoltare în care există un tipar particular al creierului cu o dificultate de funcționare a lobilor frontali care, de fapt, sunt implicați în aceste procese de atenție, de concentrare, de control. Control al activităților pe care le facem, organizare, dar și control al propriilor impulsuri și ale emoțiilor. Și sunt anumiți neurotransmițători, dopamina în principal, care au nivele scăzute și de aici și aceste dificultăți. Rolul tratamentului tratamentului medicamentos este să normalizeze aceste deficite de neurotransmițători. Și pot să vă spun că efectul este spectaculos, efectiv spectaculos. Mulți pacienți care spun că aveau vraiște, cum se exprima plastic un pacient, am un ghem de gânduri, foarte multe gânduri care trec dintr-o parte în alta și mă gândesc la ceva și după aia mintea se duce în altă direcție. Odată ce încep un tratament, începe să apară o liniște, o ordine în gândire, pot să urmărească un film, să citească o carte, să urmărească o discuție, să fie atent la ce vrea să comunice, ce în celălalt să aibă o viață mai organizată. Asta se întâmplă pentru că tratamentele sunt eficiente și, de fapt, tratamentul medicamentos pentru ADHD este unul dintre cele mai eficiente tratamente din tulburările mentale. Discutasem cu un medic psihiatru care se ocupa de ADHD-ul la copii
în mod special și spunea că se lovește de un zid când le propune părinților ca tratamentul acesta să fie unul medicamentos. Așa este. Iar părinții nu-și doresc, li se pare ceva anormal ca această tulburare să fie tratată medicamentos. Nu-și doresc lucrul acesta. Probabil că la adulți nu întâmpinați această dorință. Nu sunt de acord cu această, cu acest tratament, cu acest soi de tratament. Da, pot să spun că, spre deosebire poate de alte tulburări mentale, pacienții sunt mult, mult mai deschiși. Marea majoritate acceptă tratamentul, în primul rând, pentru că și dovezile din literatura de specialitate indică acest lucru. Eficiența este mai mare, mult mai mare la tratamentul medicamentos, la alte tipuri de tratament, psihoterapia sau alte metode este mai mică, poate doar să atenueze simptomele, pe când tratamentul medicamentos poate să controleze și majoritatea cazurilor controlează simptomele. Și pacienții sunt și informați, ei știu, cei care se interesează singuri despre această tulburare, se interesează și despre tipurile de tratament disponibile, ce implică, sunt bine tolerate tratamentele, pe de altă parte, în linii mari, deci nu sunt nici probleme de acest tip semnificative. De când se văd rezultatele și cât durează tratamentul acesta medicamentos? Tratamentul începe să... Sunt două categorii principale de medicamente, medicamente denumite stimulante și medicamente denumite non-stimulante. Efectele lor încep să apară în câteva săptămâni, luni, un pic mai lent la medicația non-stimulantă, mai rapid la medicația stimulantă, și se instalează progresiv. Cât anume durează tratamentul? În primul rând este o perioadă de tatonare în care se observă exact eficiența și doza care trebuie folosită din fiecare grupă de medicamente, după care durata tratamentului la adult este recomandată atât timp cât este nevoie, cât sunt simptome. Ce înseamnă asta, atât timp cât este nevoie? Spuneam că o parte dintre copiii, adolescenții cu ADHD ajung să scape de această tulburare, să nu mai aibă simptome produse de această tulburare. Nu neapărat datorită tratamentului, care are rol doar să compenseze, să controleze simptomele, ci datorită evoluției acestei tulburări. Deocamdată nu putem să știm cu exactitate care sunt acești pacienți care în viitor, aceste persoane care ajung să nu mai aibă simptome, și din acest motiv indicăm tratamentul atât timp cât este necesar. Pentru o mare parte dintre pacienți asta poate să însemne o durată lungă. De obicei, ce pot să vă spun este că atâta timp cât există solicitări intense, destul de importante, cum se întâmplă în perioada facultății, cum se întâmplă în perioada activității profesionale, și capacitatea creierului de a face față este mai... și ea trebuie să fie la un nivel adecvat, și atunci e posibil să fie nevoie de tratament. Dar, încă o dată, o parte dintre pacienți ajung să nu mai aibă simptome la perioada de adult tânăr. Iar prezența sistematică la psiholog face și mai bine în tratarea, sau mă rog, în ținerea în frâu a simptomelor, că nu vorbim despre vindecare în ceea ce privește ADHD-ul. Nu vorbim, din păcate, deocamdată, ca urmare a tratamentului cel puțin, vorbim doar de controlul simptomelor. Medicamentele au ca mecanism de acțiune să regleze nivelul de neurotransmițător, de dopamină, de noradrenalină, practic să-l aducă la într-o zonă normală. Dar noi nu suntem numai neurotransmițători și neuroni și mecanisme biologice. Avem și liberul arbitru, ca să... așa, sau cum, autodeterminarea, și ține destul de mult de fiecare dintre noi, inclusiv de pacienții cu ADHD, să ia decizii în anumite momente, mai ales când simptomele sunt controlate suficient, la un nivel suficient de bine, cu tratamentul. O discuție în care pot să fie un pic mai atent la ce spune celălalt, să evite un pic din această impulsivitate, din această grabă, din această nerăbdare,
aceste lucruri se tratează bine prin psihoterapie. Și aici ne referim în principiu la metode de psihoterapie cognitiv-comportamentală, care sunt focalizate pe astfel de activități și astfel de mecanisme. Mai atenție, controlul atenției, organizarea, stabilirea de liste, de checklist-uri, prioritizarea și astfel de activități se exersează în cadrul ședințelor de psihoterapie. Este o tulburare prezentă destul de mult în țara noastră? Nu știu dacă s-au făcut vreun studiu, însă din ceea ce ați observat dumneavoastră. Nu avem date, din păcate, din ce știu cel puțin, la nivel de România. Ce pot să vă spun la nivel de statistici ADHD la adult, prevalența este dată la niște cifre destul de ridicate, 2,23%. Deci un procent totuși destul de semnificativ, dar aceste procente sunt date de studii populaționale în care este luat un grup mare de populație și se evaluează sistematic existența acestor tulburări, ceea ce din păcate nu se întâmplă în practica generală din România, ce de fapt ce ar fi de dorit să existe un screening, screeningul ADHD la adult. Există niște instrumente de screening, de triaj, de pistare validate. Aici discutăm despre chestionarul ASRS, Adult ADHD Self-Report Scale. Este un chestionar scurt, din câteva întrebări, se găsește gratuit pe internet și poate fi autocompletat de către pacienți. În același timp, este indicat să fie completat acest chestionar și la recomandarea profesioniștilor din sănătate, medici, psihiatri de familie, alte categorii, poate psihologi, care nu pot să aprofundeze foarte mult în interviu existența unei astfel de probleme, la grupe de risc. Grupe de risc sunt acei elevi, studenți, care au dificultăți educaționale importante, care au dificultăți comportamentale, la cei care au probleme cu drogurile, deci adicții, un grup destul de mare, cam iară 25% din pacienții cu dependențe pe studii au ADHD. Un alt sector, un alt grup important, în mediul infracțional, și aici pe studii incidența acestei tulburări este ridicată. Dacă e să ne gândim acum la alte situații mai particulare, persoane care schimbă joburile tot timpul, la fiecare 3 luni mai schimbă un job, mai încep o altă activitate, iarăși reprezintă un astfel de grup. Persoanele cu posibile sau tulburări de personalitate diagnosticate, cei foarte impulsivi, borderline, sau cei cu tulburare antisocială, iarăși o tulburare comorbidă care se asociază cu ADHD. Deci în aceste grupuri, screeningul cu un chestionar simplu, ASRS este unul dintre ele disponibil în limba română și mai sunt și altele. Este o dorință a medicilor să existe acest screening sau deocamdată este la este liber pentru cine dorește, nu este ceva organizat? Din păcate nu este ceva, organizat, deși ar trebui să... Ținând cont de satisfacție pe care o aveți dumneavoastră atunci când pacientul vine și spune mi s-a schimbat viața cu totul, parcă sunt un alt om. Citisem pe pagina dumneavoastră, extrem de documentată de altfel, de Facebook, în care postați tot felul de informații foarte interesante din această zonă a psihiatriei și despre ADHD, reacțiile, adică feedback-ul pacienților după tratament, ținând cont de acest feedback și de faptul că, într-adevăr, omul poate să revină la o viață normală, să aibă o calitate a vieții, să vorbim despre o calitate a vieții, o calitate bună a vieții. Pentru că suntem la final de emisiune, vă rog să faceți un fel de concluzie, astfel încât cei de acasă să înțeleagă importanța prezentării la medic atunci când observă în viața lor aceste dereglări, aceste dezechilibre. Da, aș vrea să punctez câteva lucruri. În primul rând, faptul că există ADHD la adult. E bine să scăpăm de această prejudecată că ADHD există doar la copil. În al doilea rând, tratamentul este foarte eficient și ajută
persoana să devină mult mai bună decât poate versiunea este pacientului versiunea cu ADHD. Cea mai bună, exact. Și aici pot să vă spun că noi am discutat mai mult despre dificultăți, dar de fapt există și celălalt spectru. Am pacienți care sunt regizori sau care sunt IT-iști, lucrători în domeniul IT, ingineri, studenți foarte buni, care după ce au început tratamentul pentru ADHD, au început să poată să-și facă proiectele mult, mult mai bine, să-și realizeze din proiectele importante pe care le neglijau sau, în fine, le amalgamau în tot felul de situații, au reușit să aibă o discuție mult mai atentă cu partenerul de viață, să fie mai liniștiți, mai așezați. Deci nu înseamnă că pacientul cu ADHD are numai dificultăți. De fapt, pot să fie oameni de la genii până la oameni simpli și să aibă și această problemă. Și foarte important, tratamentul, nu pot să spun că vindecă, dar controlează foarte eficient simptomele de ADHD. Schimbă viața în bine. Exact. A pacientului. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdarea cu care ne-ați spus toate aceste lucruri și sperăm să fie ajuns la telespectatorii noștri așa cum trebuie și să-i ajute într-un fel dacă au nevoie. Vă mulțumesc frumos. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost astăzi dr. Mihai Zamfir, medic primar psihiatrie cu specializare în geriatrie, gerontologie. Plec de la această ediție îmbogățită cu informații aduse de invitatul meu pe care eu le voi da mai departe. Sper să fiți și dumneavoastră astfel de mesageri, pentru că nu știm pe cine putem ajuta să-și schimbe viața în bine odată identificată această tulburare. Rămâneți conectați cu noi prin pagina de Facebook sau prin canalul de YouTube Speranța TV, secțiunea Sănătate, unde găsiți stocate interviurile noastre pe diverse teme medicale. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu un nou subiect mâine la aceeași oră. Până atunci, încercați să vă îngrijorați mai puțin și să vă îngrijiți mai mult de sănătatea dumneavoastră. Cu bine!